I think otherwise we start because we have a lot of conflicting events today. I think it's... Să pornim acum. Noi putem înregistra această sesiune și oamenii se vor putea uita la înregistrare oricând. Han Li, ai vrea să fii moderatorul nostru astăzi? Absolut, sunt foarte entuziasmat să vă prezint astăzi. Să vă prezint pe Henry, Bob și Johnny. Sunt de la o companie numită Linii și Spații. Sunt o companie de arhitectură din Tucson. Suntem foarte norocoși să găsim o organizație de clasă mondială chiar aici lângă noi în Tucson. Ei nu numai că fac își dezvoltă munca în Statele Unite, ci și în lume, în toată lumea. Am trecut printr-un proces riguros de a-i alege pe arhitecți și alegerea celor de la Linii și Spații, Line and Space, a fost una foarte bună pentru că ele pasă foarte mult de ceea ce facem. Au venit la noi în site, ne-au oferit foarte, foarte, foarte multe întrebări și au demonstrat că suntem mai mult decât doar un alt proiect pentru ei. Sunt primii care au venit și la Diamond Mountain și au urcat sus și s-au uitat la toate locurile unde ar trebui să se construiască și abia după aceea au început să se gândească cum ar putea să funcționeze aceste lucruri. Cei care nu știți, la Diamond Mountain pământul este destul de complicat. Avem foarte multe reguli în Statele Unite pe care trebuie să ținem cont și au dat silința să înțeleagă toate aceste elemente ca să se asigure că respectăm legea și facem cerințele proiectului așa cum le-am stabilit. Vă vom prezenta astăzi planul principal. Este o conceptualizare a tot ceea ce ar putea funcționa aici împreună. Nu sunt toate detaliile ce vor urma în faza următoare, dar este doar o idee foarte cuprinzătoare despre ceea ce urmează să facem. Și în acest timp, ei și-au alocat timp de a se conecta cu ceilalți beneficiari ai acestui proiect, cum ar fi Dr. Wu. Ce vom vedea astăzi este aproape varianta finală, dar nu cea finală, și mai urmează câteva ajustări. În faza următoare, vom intra în detalii și vom conecta toate detaliile și oamenii. Vom vorbi cu oamenii care vor produce marmura în luna iulie. Astea fiind spuse, aș vrea să dau cuvântul lui Bob, care va prezenta planul de astăzi și ceea ce au făcut ei pentru noi până acum. Bob, unmute and over to you. Bob, te rog să te pui pe să te scoți de pe silent. Ok. You got muted again for some reason. Yep. And here we go. Welcome all. Bun venit tuturor. Cum spunea Han Li, mă numesc Bob Clements. Sunt unul dintre arhitecții principali de la Linii și Spații din Tucson, Arizona. Suntem compania noastră are deja 40 de ani și ne-am fondat pe filozofia de a răspunde nevoii clienților, mediului și respectarea resurselor care sunt consumate. Vreau să vă arăt o prezentare care să prezinte munca noastră, să vă acomodați cu modul în care noi
abordăm cerințele clienților în ceea ce privește spațiile, mediu, cultura. So as Hanley mentioned, our team. Cum am menționat Hanley, noi echipa noastră de trei oameni am fost la Diamond Mountain, ne-am urcat sus pe cel mai înalt munte. Asta este imaginea noastră la pe pământul consacrat al retragerilor de la Diamond Mountain. Cei trei care participăm și conducem acest proiect sunt Henry Tom, Johnny Birkenbein și eu, Bob Clemens. The Arizona Desert Museum. Muzeul deșertului Arizona este localizat în Tucson, Arizona, și care învață oamenii despre deșertul Sonora, deșertul în care locuim noi aici în Tucson. Este o colecție minunată de animale și plante. Acum câțiva ani mi s-a cerut să, de fapt acum câteva decade, să facem un restaurant, să facem arhitectura unui restaurant și a unui complex de galerii. Acest proiect demonstrează cum lucrăm noi, cum încercăm să păstrăm cât mai mult din mediul înconjurător. După cum vedeți, am introdus clădirea în natură și am păstrat vegetația existentă. Întotdeauna ne gândim la la secvența de intrare și mișcare în clădire. Aceste structuri care păstrează umbra, ele produc niște forme și te integrează pe măsură ce intri în clădire. Facem trecerea între fierbinte și rece, de la exterior la interior, unde este foarte mult soare și când intri în spațiile întunecate din interior. Noi facem o tranziție pentru oamenii care intră într-o clădire și, cum am menționat, ne gândim la conservarea resurselor. Aici este o idee în care am făcut-o pentru prima dată. Pe partea stângă vedeți niște obiecte care preiau exhaustarea din clădire prin acoperiș. În interior este deja răcit totul și am luat acel aer care răcește interiorul și l-am scos aici în această terasă ca să furnizăm confort dacă cineva stă la terasă într-o perioadă foarte fierbinte a anului care este afară. Unul din proiectele noastre care stă în mijlocul unei metropole în Arizona, capitala statului Arizona, Phoenix, este o librărie a comunității, este un parc care este poziționat lângă un lac. Lacul și forma clădirii am încercat să le armonizăm și am făcut un fel de sufragerie. Prezintă o imagine de la stradă, este o imagine simbolică pe care o vede lumea de la stradă. Un alt proiect care răspunde bine la filozofia noastră este această construcție rezidențială. Este o casă foarte entuziasmantă care are texturi luminate, calde.
Cum Hanli a menționat, noi avem o experiență internațională lucrând în Asia. Am fost contactați în 2007 de către o companie chineză și am continuat să lucrăm cu ei până în 2017. Aș vrea să vă arăt câteva dintre lucrările pe care le-am făcut în China. Lacul Dragonului Albastru este un fel de muzeu. Clientul nostru a cumpărat o casă de 500 de ani veche și asta trebuia inclusă în proiect. Am construit în jurul ei pentru a o conserva și a fost o oportunitate de a folosi spațiul în mod creativ, în moduri noi. Ceea ce vedeți aici este... aici se va colecta apa care de la ploaie și folosim această apă prin această deschidere din acoperiș pentru nevoile domestice ale construcției. Aici vedeți casa care este inclusă în clădirea muzeului. Și aceasta este un fel de loc de luat cină înăuntru unei curți și aici este o reprezentare metaforică a apei care se pătrunde prin acoperiș, acel candelabru pe care l-ați văzut acolo. Un alt proiect pe care l-am făcut în China este un Tianjin, sunt niște vile în golful Tianjin din Shenzhen. Este un proiect rezidențial în care am făcut designul la câteva case pe o zonă între două stațiuni de la malul mării. O imagine din interiorul unei asemenea clădiri este vederea spre ocean, care cuprinde tot spațiul verde din față. Un alt proiect este un centru al comunității care se numește Armonie și Balans, tot în Tianjin. Include spațiu de lucru și spațiu rezidențial. Sunt niște artiști care locuiesc în această clădire și de asemenea și lucrează. Acești artiști își pot expune munca lor în spațiu exterior. Alte funcțiuni sunt spații pentru a face tai chi, yoga, masaj și terapie. Acesta este principala galerie din această clădire, galerie de artă. Ultimul proiect pe care l-am făcut în China, ce o să vi-l arătăm acum, noi numim cei doi. Prima dată a fost ca obiectiv să fie un birou de vânzări al unui client și după ce a fost terminat, proiectul este în Xiamen. S-a transformat această clădire într-un centru comunitar al artelor. Noi am vrut să ținem copiii conectați cu natura și cu mediul înconjurător și am făcut aceste curți interioare. Acum aș vrea să vă prezint planul master, planul principal de care vorbea Han Li pentru Diamond Mountain. Centrul de retragere Diamond Mountain are o locație care vii de pe un drum, ajungi de pe un drum. Sunt câteva clădiri care au fost construite de-a lungul anilor. Sunt niște clădiri multifuncționale unde se poate lua cina, un centru educațional.
și Muntele Diamond Mountain, Diamond Mountain a vrut să construiască un centru de primire al celor care vizitează, care vor vizita Diamond Mountain. Va fi acest centru de primire care invită lumea înăuntru și se vor preda învățături. Cum și alte aspecte ale proprietății. Un centru memorial și o grădină. Este tranziția între centrul de primire și zona de construcție a stupelor și pelerinaj. În planul, acest plan master, se vor construi și spații de locuit pentru vizitatori și pentru angajați. Vom dezvolta și o zonă de servicii pentru retragere, pentru retrageri. Îl vom numi campusul de superior, care este o vale, încă o vale, în partea de sud, vest, a acestui centru și zona de campusului inferior. E vorba, cum spuneam, se va fi o zonă de pelerinaj. Am învățat foarte multe despre pelerinajele faimoase și câteva idei pe care Diamond Mountain și-au dorit să le includem în această secțiune a muntelui. Linia violetă pe care o vedeți aici. Am poziționat aceste stupe într-o formă de stea și se va în vârf, la final, este un templu sus pe munte. Aici, la partea de început, este un teren sacru al apașilor care au locuit, obișnuiau să locuiască aici, în America, înainte de a fi colonizată de către europeni. Este un loc sacru pentru ei, unde se țin ceremonii, chiar și astăzi. Apașii au o relație interesantă cu cei de la Diamond Mountain și se respectă reciproc. Prima stupă va fi un templu pentru 100 de oameni. De asemenea și o cameră de meditație. Fiecare stupă are o cameră de meditație și pe drum între locațiile stupa am inclus locuri de odihnă sau locuri unde oamenii pot să facă o pauză în călătoria lor, să bea apă și să se relaxeze. Urcarea până sus pe munte va fi construită din marmură albă. Vor fi trepte pentru a putea urca pe munte. So Bob, can I just fill in a little bit there while you're taking a breath? So it's important to realize. Este important să realizăm că oamenii ar trebui să conducă 2 ore ca să ajungă aici, ca să se intre în pelerinaj, și motivul pentru care în prima parte ne-a arătat despre zona inferioară, unde este centrul de primire, este când oamenii vor ajunge, vor avea nevoie de un moment în care să meargă la toaletă, să se orienteze puțin, și acest centru de primire este, de fapt, parte din programul de pelerinaj și este acest centru de primire este o parte integrantă a programului și al proiectului pentru pelerinaj, pentru ca oamenii să se poată acomoda și să se poată odihni puțin înainte de a începe pelerinajul
efectiv. So as you can see, după cum vedeți, suntem în fazele inițiale ale acestui proiect. Este o experiență foarte interesantă pentru noi și învățăm foarte mult lucrând cu cei de la Diamond Mountain. Este foarte interesant și entuziasmant pentru noi, o experiență foarte, foarte frumoasă. Maybe Bob, you can tell. Poate că Bob ne poți spune despre care au fost provocările de a poziționa aceste stupa pe aceste dealuri. Cred că asta a fost cea mai mare provocare, una dintre cele mai mari provocări. Când ne-am gândit cum să facem acest program de pelerinaj, topografia a influențat foarte mult această poziționare pe care o vedeți aici. Ideea a fost să-i ținem pe oameni tot timpul să fie cu o direcție spre vârful muntelui și de asemenea și frontierele proprietății ne-au influențat un pic când am făcut acest proiect. And just so that everyone knows, sorry, Bob. Ca să știe toată lumea. Scuze, Bob. Noi am avut din partea arhitecților mai multe variante de layout și ne-am stabilit pe această variantă dintr-o mulțime de motive pe care o să vi le spunem mai târziu. Vreau să menționez asta, că vecinii buni de la Diamond Mountain sunt niște monumente naționale și off to the right of this image. E vorba de, să spun, niște vecini care este o unitate militară și proprietatea Diamond Mountain cerința era ca toate construcțiile care le vom face noi să nu fie vizibile de pe proprietatea Muzeului Național. Și asta a fost rezultatul pentru a putea să respectăm această cerință a celor de la Muzeul Național. Una din locații, noi când am stabilit locațiile, am încercat mai multe variante pe vârful acestui munte, dar am vrut ca templele să nu se vadă de la Monumentul Național. Alte aspecte al acestui proiect au inclus cum să construim aceste stupa, aceste temple. După cum vedeți, este un munte destul de abrupt și să duci materialele de construcție și oamenii care să poată să construiască acolo este o provocare să faci acest lucru. Nu numai că noi de la firma de arhitectură am făcut multe proiecte și putem să menținem site-ul, zona de construcție. Noi am vrut ca, datorită construcției, să nu distrugem mediul înconjurător și vom începe în sus, construcția sus, și apoi vom coborâ în jos pe munte și vom construi celelalte temple. Vom considera să facem această primă stupă și unele și camera de meditație ca o modalitate de a introduce oamenii ca oamenii se poată să vină pe timpul construcției. Campusul superior care este aici pe această linie. Those roads provide us a nice opportunity. Vom construi niște drumuri care ne vor ajuta să urcăm prin spatele acestui munte și să ducem material de construcție și de construcție sus pe vârful muntelui ca să construim cele mai înalte construcții de acolo.
And with that, I guess I'd like to conclude our presentation. Aș vrea să închid prezentarea noastră. Mulțumim. Cred că Hanley și Sunam au lucruri să ne spună. Aș vrea să mai adaug câteva detalii care cred că sunt interesante. Când firma de arhitectură a venit la Diamond Mountain, am urcat până sus, pe picioare, cu Venerable Coney, și am urcat de vreo 20 de ori ca să ne uităm la teren. There. So if someone feels very fit and healthy and energetic, dacă cineva se simte în formă, poate să facă această călătorie cu pe picioare. Dar foarte important pentru mulți dintre beneficiari a fost că foarte mulți care vor veni aici s-ar putea să nu fie tineri și energetici și să fie foarte dornici să urce pe picioare până sus. Așa că am făcut un de exemplu, am construit la stupa numărul 5 pentru oamenii care nu sunt foarte, se simt foarte bine și astfel ca cei care nu au capacitatea fizică să poată să urce cel puțin până la stupa numărul 5 și să nu trebuiască să urci până sus și să cobori înapoi. Este foarte o zonă foarte frumoasă cu pomi și cu vegetație. Dar este un efort foarte mare să faci acest lucru. Așa că datorită acestor considerații, trebuie să ne gândim că oamenii care vin aici condiționează din punct de vedere fizic construcțiile pe care le vom face astfel încât oamenii să poată să parcurge programul de pelerinaj și să poată să urce. Măcar unul dintre noi să aibă timp să poată să urce până sus. Un alt lucru care am crezut că merită să vi-l menționez este că pentru fiecare dintre aceste stupe și o să vă prezentăm în iulie fiecare fundație a acestor stupe vor fi rotunde, vor avea o fundație continuă circulară din beton și pe această fundație vom construi stupa. Și pe ea oamenii vor putea să se prime în jurul stupei. Dacă o să vedeți în detalii, o să vedeți că baza acestor stupe este rotundă. O altă cerință a fost că fiecare stupă va avea o cameră de meditație și veți putea medita pe marmură. Și asta este un design care va fi prezent în toate stupele pe care le vom construi. Un aspect care m-a impresionat pe mine în acest plan este că toată zona cu parcări, cu centru de primire este făcut să pregătească vizitatorii pentru călătoria până în vârful muntelui și poate, Bob, dacă poți să ne arăți cu mouse-ul pe ecran că când ești la centru de primire de la vizitatori, intri printr-o intrare și te uiți sus pe munte și vezi stupele și până în vârful muntelui. Vezi chiar totul. And I think that's really what I would like to și say thank you. Cred că asta aș vrea să vă mulțumesc lui Bob și Johnny și Henry. Ne-au pus așa de multe întrebări și ne-au dat așa de multe idei și cred că le-au integrat extraordinar în acest plan. Este o călătorie pentru oamenii care vor veni. Este un pelerinaj și nu este ceva ce ajungi, te dai jos din mașină, mergi la o stupă și pleci acasă, ci este o experiență. Nu știu, Henry, dacă vrei să spui ceva despre experiența pe care ai avut-o.
Henry, dacă vrei să ne spui câte ceva. Da, mulțumesc. Cred că Bob a prezentat foarte bine proiectul. Unul din lucrurile pe care noi am vrut să le facem ca și parte a acestui proiect a fost să creăm o experiență inclusivă pentru oameni și indiferent de religie, indiferent de cine ești, să fie un loc inclusiv care să devină foarte conectat cu natura, cu această locație frumoasă, incredibilă, pe care o avem aici în sudul Arizonei. Așa că cred că odată ce proiectul devine realitate, veți primi vizitatori din toată lumea care vor veni aici să experimenteze ceea ce a fost creat. Cred că odată ce vii aici și când pleci, o să găsești o apreciere a acestei zone de retrageri de la Diamond Mountain. Eu nu sunt conștient de alt concept sau idee sau plan oriunde în Statele Unite care să includă niște trepte care urcă sus pe munte la niște temple, stupe. Asta ne va da ocazia să ca mulți oameni să vină aici și să arătăm ceea ce facem și toate organizațiile noastre mondiale să treacă prin această experiență. Experiența incredibilă a acestor stupe. Da, avem câteva, dar cred că acestea vor fi excepționale pentru că avem oportunitatea să arătăm aceste lucruri cu oamenilor din vest. Acum aș deschide sesiunea de întrebări. Cred că Bob vrea să mai spună ceva. Vreau să adaug că istoric vorbind, această proprietate în această regiune de la Diamond Mountain, unde este localizată, este o vegetație abundentă, sunt pomi mari și oamenii au impactat această zonă tăind pomii pentru lemn, pentru construcții și ceea ce este de respectare la Diamond Mountain este că noi vrem să restaurăm o parte din această vegetație printr-un proiect de îmbunătățire a peisajului și vrem să adăugăm la experiența oamenilor care vor veni aici din toată lumea să înțeleagă cum a fost acest teren odată și de asemenea faptul că acest natură va oferi umbră și relaxare. Da, noi vom planta foarte mulți pomi ca să îmbunătățim pământul, dar și pentru a avea umbră și a fi mai confortabilă urcarea pe munte. Ne vom asigura că vom face aceste lucruri pentru beneficiarii acestui proiect. Sunam acum încă un lucru. Urmează ca să construim toate aceste lucruri pe măsură ce banii vor veni. Vom construi în etape prima stupă și să poți să vezi ce s-a construit și ce rămâne de construit și pe măsură ce banii vor veni. Ideea e că vom construi în faze, pe măsură ce vom mai avea banii. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare, este foarte entuziasmant pentru noi și arată foarte frumos. Sunt foarte optimistă că vom face acest program de pelerinaj. Dacă sunt întrebări, vă rog să le puneți în chat-ul acestei întâlniri.
Obviously, we have answered all questions, and then I would... Se pare că am răspuns la toate întrebările, așa că aș continua să vă prezint cifrele. Și eu vreau să share-uiesc acum câteva imagini pentru voi. Ca întotdeauna aș vrea să mulțumim pentru generozitatea voastră incredibilă. Și acestea sunt cifrele pe luna mai. Nu vreau să citesc pe fiecare. Este foarte impresionant cum foarte mulți dintre voi dați în mod constant, oferiți în mod constant, mai mult decât o dată pe lună. Și sunt foarte recunoscătoare și cred că ați văzut astăzi că vom crea un program incredibil de pelerinaj de care va beneficia foarte, foarte mulți oameni. Avem câteva noutăți pentru voi și puteți întotdeauna verifica pe site-ul nostru, pe pagina de actualizări pentru stupa. Și acolo puteți vedea toate cifrele din donații, oricând veți dori. Când intrați pe pagina de stupa, pagina de actualizări pentru proiectul Stupa, vedeți înregistrările, transmisiunile noastre ca și cea de astăzi și le veți putea accesa de aici. Apoi puteți vedea în timp real statusul donațiilor la zi pentru fiecare dintre stupe și dedesubt veți găsi cifrele totale la luna mai și veți vedea pe fiecare țară și veți vedea și programul și lista de cheltuieli. Dacă sunteți interesați, puteți intra aici și veți găsi tot timpul cifrele acestea actualizate. Este foarte, foarte, foarte interesant. Nu sunt sigură. Am verificat astăzi de dimineață, când a fost dimineața la mine. Cred că astăzi vom trece de 2 milioane, de pragul de 2 milioane. Vă mulțumesc foarte, foarte mult și cum a menționat și Hanley, that we can really, when Lion in Space, Bob Henry and Johnny have gone through the next phase, which is the programming. Deci, cum spunea Hanley, vom trece la o perioadă următoare în care vom programa și vom detalia toate aspectele cu minuțiozitate ale construcției. Sunt deja întrebări care vin, sunam și dacă ai terminat, vom putea trece la să răspundem la întrebări. So, yes, then I would say let's go to the questions. Aș zice să trecem la întrebări. Ok. Prima întrebare este dacă câte stupe, despre ce număr de stupe există în Statele Unite? Cred că sunt câteva, cred că sunt multe. Sunt și în Europa, dar nu sunt multe. Dar ce nu există, noi nu știm să existe o serie de stupe și să fie construite din marmură. Asta este ceva ce cred că este unic, unicitatea acestui proiect. Nu cred că altcineva are așa ceva. Cred că este cum există în multe locuri din Asia, aceste stupe sunt un motiv de pelerinaj și nu știu să existe în zona de vest să existe un asemenea loc de pelerinaj cu mai multe stupe. Poate că sunt comunități mici de budiști și au construit o stupă, dar nu este niciunde construit un zonă de pelerinaj. Bob, tu știi
să existe așa ceva? Din ceea ce înțeleg eu, asta va fi proiectul acesta va fi este la nivelul unor alte pelerinaj, zona de pelerinaj. Nu știm să existe alte zone. Am studiat, am făcut niște cercetări legate de stupă și am găsit câteva în Europa, dar nu sunt așa de multe. Deci noi suntem pionierii unui program de pelerinaj cu stupa. Aș lua oportunitatea să răspund la o întrebare care am avut-o data trecută, dar nu am răspuns la ea. Întrebarea a fost cum putem să întreținem toate aceste stupe după ce le construim. Și am făcut un plan de business, un plan de afaceri pentru acest lucru în 2020 și acest program susține și întreține ideea acestui pelerinaj. Noi trebuie să dezvoltăm acest pelerinaj, să-l facem public, să-i facem publicitate și să prezentăm experiențele oamenilor, pentru că așa vom putea să întreținem întregile clădiri, tot acest complex să poată să fie funcțional și să funcționeze cum trebuie și probabil că cei care vor veni vor cumpăra o grămadă de cărți și vor achiziționa multe lucruri, ceea ce ne va ajuta să avem bani necesari pentru a întreține aceste stupe. Despre întreținerea lor vom vorbi mai târziu, pentru că noi ne dorim să avem o mentenanță minimă a acestor clădiri, să nu și ca, de exemplu, zidurile exterioare să nu necesite reparații și întrețineri. Întrebarea ar fi, aveți planificați să rețineți apa de ploaie ca să puteți să udați pomii? Întrebarea despre construcție, eu voi direcționa către Bob, poate să ne răspundă mai bine. Despre permacultură vom vorbi în continuare pentru a utiliza aceste principii, să vedem cum le putem aplica pe modul în care noi ne atingem de pământ. Dar poate dintr-o perspectivă a construcțiilor, Bob ne poate spune mai mult. Cum am menționat, una dintre abordările noastre de a prezerva mediul, de a proteja mediul, este că vom începe cu construcția de cel mai înalt punct, astfel că traficul și acțiunile de construcție să se întâmple doar acolo unde construim. Vom porni de zona cea mai înaltă și cea mai depărtată și vom veni în jos și ne folosim de terenul pe care îl distrugem în timp ce construim. Și acel teren va fi locația viitoare pe care vom construi celelalte construcții. Astfel că în acele locuri unde oamenii se vor opri să se odihnească pe măsură ce sunt în programul de pelerinaj, acele vor fi locuri unde noi vom putea să depozităm materiale de construcție și apoi locul va rămâne va fi folosit ca loc să întorci mașina, de exemplu, pentru
viitoarele urcări la, la stupă. Legat de captarea apei de ploaie pentru a uda vegetația, noi aici avem o climă foarte secetoasă și când plouă foarte rar, sunt foarte rare momentele în care plouă și, și acest sol care este foarte uscat atrage apa foarte rapid și de foarte multe ori plouă torențial și se, apa se scurge foarte repede pe versanți. Sunt evenimente destul de dramatice și ce sperăm noi să facem cu acest proiect este să oprim curgerea asta foarte rapidă a apei pe munte și noi vom face niște sisteme de captare a apei ca să, să încetinească apa și să lase apa să intre în pământ. Și astfel ca apa care trebuie să ajungă la plante să rămână pe pământ și pe măsură ce coboară în jos pe munte să o captăm și să o direcționăm către vegetația pe care o vom avea. Apa va fi una dintre provocările noastre de a le rezolva, fără niciun dubiu. Sunt alte întrebări, sunt legate de stupele actuale. Stupele vor fi pictate într-un fel sau vor fi doar din marmură? În ceea ce privește construirea acestor stupe, vor fi câțiva oameni care se vor implica și în construcție. Sunt cei de la firma de arhitectură și cei de la firma care produc marmura. Sunt mai mulți ingineri care se vor gândi cum să folosească marmura pentru construcția stupelor și probabil cea mai importantă piesă este partea monastică care va trebui implicată. Îl avem pe Geshe Lothar din Asia și el ne va informa și se va asigura că noi facem tot ceea ce trebuie ca să avem terenul binecuvântat și, și că, din punct de vedere monastic, lucrurile se vor construi așa cum sunt cerințele. Legat de pictarea acestor stupe, în acest moment, dacă ne gândim că ele vor fi construite din marmură și marmura vine de la o mină din vecinătate, voi afla mult mai multe detalii despre marmură în luna iulie. Veți afla ce tip de marmură vom folosi și poate că în acest moment să discutăm despre cum vor fi pictate, nu are rost să discutăm, pentru că doar după ce vom alege modelul de marmură ne vom putea gândi cum să facem designul în continuare. Vom discuta și probabil că nu va fi nevoie să pictăm nimic în aceste stupe. Mă gândesc că mă întrebați despre templul de sus, din vârful muntelui. Da, acolo ne-am gândit la trei opțiuni pentru a îmbrăca această stupă și designul acestor pereți este nevoie să ne gândim foarte bine și noi am ales să o facem tot din marmură pentru ca să nu fie nevoie de întreținere și să pictăm pereții sau să îi protejăm în viitor. Aș vrea să merg mai departe în întrebare și poate Boba ai putea să ne spui puțin despre fundațiile necesare acestor stupe în acest mediu pe care îl avem. Da, terenul este provocare foarte mare pentru a pune o construcție, pentru că este o pantă foarte mare și datorită ideea că trebuie să facem o stupă de formă rotundă, vom folosi probabil foarte mult beton, pentru că trebuie să creăm o platformă orizontală pe o rampă, pe o pantă a muntelui foarte abruptă. Trebuie să creăm această
platformă și pentru oameni care vor trebui să circule în jurul stupei, un aspect este că am vrea să considerăm că această stupă să se potrivească cu, să fie integrată foarte bine cu mediul înconjurător. Stupa va fi construită din marmură și va fi foarte bine integrată cu natura și probabil că va trebui să folosim foarte multă piatră naturală pentru fundații, având în vedere că platforma va trebui să fie orizontală și muntele este foarte abrupt. Sper că n-am pierdut nicio întrebare și am răspuns la toate. Dacă sunteți ok, am putea să închidem această întâlnire. În iulie, dacă aveți întrebări despre ce se va întâmpla, vă putem spune că înainte să închidem a mai apărut o întrebare. Întrebarea este dacă am luat în considerare să construim fundația din pământ sau din beton. Aș vrea să răspund eu, pentru că este un lucru la care se lucrează acum. Noi vrem ca aceste platforme să fie foarte, foarte solide, fundațiile să fie foarte solide. Și pentru că atunci când vom îmbrăca stupa în blocuri de marmură, vom construi din blocuri de marmură, marmura este foarte grea și avem instrucțiuni foarte clare că fundația trebuie să fie foarte sigură pentru a preveni orice mișcare sau crăpătură care ar putea apărea și să distrugă stupa pe viitor. Deci ne vom asigura că orice material vom folosi va asigura o stabilitate foarte bună. Suntem în prima sâmbătă din iulie, vom avea o prezentare a marmurei pe care o vom folosi. Ne vor explica despre mină, despre cum scot marmura din mină. Vom vorbi despre unde suntem cu procesul de confecționare a blocurilor de marmură. Și Bob este foarte familiarizat cu mina, a fost acolo să vadă, să se uite la marmură, să ia bucăți din ea, să facă niște sculpturi. Este foarte familiarizat cu această marmură și vrem să vă arătăm ce vom folosi în designul stupelor, ca să înțelegeți că noi urmărim și verificăm totul și că ne acoperim toate cerințele de design și de structură. Da, ce urmează este să discutăm mult despre cum vom implementa și cum se vor construi aceste stupe din marmură. Mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi. Mulțumesc lui Bob, Henry și Johnny pentru munca extraordinară pe care ați făcut-o. Suntem foarte încântați de munca voastră și vom ține informați pe toată lumea pe măsură ce vom avansa în proiect. La link-ul pe care Venerable Sunam îl va pune la dispoziție, veți putea verifica statusul proiectului la zi. Înregistrarea va fi publicată, veți putea să o share-uiți și sperăm că puteți să faceți share la toate informațiile din ultimele 6 luni. Vă doresc tuturor o zi minunată în continuare, sau o seară minunată, sau o dimineață minunată și ne vedem într-o lună de zile.